Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Mihaela Ciorbaru și în această ediție de final de an mi-am propus să discutăm împreună cu invitatul meu despre prezentul și mai ales viitorul celui ce a fost cunoscut în Evul Mediu, mai precis în secolul XIV, de cetatea Midia, un oraș port extrem de dezvoltat și cu o flotă puternică, iar acum perspectivele acestui oraș, cunoscut sub numele de Năvodari, sunt la îndemâna administrației publice locale actuale. De aceea am invitat în studio alături de mine pe cel care este considerat de către năvădăreni de mai bine de 6 ani, cred că spun bine, drept Moș Crăciun, Moș Nicolae, iepurașul de Paște și așa mai departe. Nimeni altul decât primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, căruia îi spun bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor Litoral TV. Doar primarul de la Năvodari, nu Moș Crăciun, nu, doar primarul am de la Năvodari. Am spus asta pentru că întotdeauna, în momentul în care am discutat cu locuitorii, am constatat că unde nu aveau speranțe, acum au pretenții, așa cum spunea un alt edil într-o ediție anterioară, și au constatat de-a lungul timpului că aceste pretenții ale lor au fost ascultate și în măsura posibilităților au fost și îndeplinite. Și cum într-o perioadă de criză nevoile sunt multe și problemele asemenea, e bine ca administrația publică locală să fie întotdeauna alături de cetățeni și să răspundă prezent, ceea ce deocamdată se întâmplă la Năvodari. Eu nu sunt chiar toți mulțumiți și la Năvodari. Avem câțiva cârcotași care, câțiva frustrați din ăștia care mai cârcoteți pe la colțuri, pe la, dar nu mulți, foarte puțin. Adică, dar e bine să fie așa, că poate da, uneori îți dă mai mult impuls, mai multă dorință de a realiza cât mai multe. Eu cred că e bine să existe și un spirit critic undeva, nu numai laude, că atunci da, spui, domnule, înseamnă că am făcut siguranță. Tot, nu mai am, mai am ce face, nu? Cu siguranță, este bine. Pregătindu-mă cât de cât pentru emisiunea din această seară, știind că este o ediție importantă, mai ales pentru locuitorii orașului Năvodari, am constatat că tot ceea ce se realizează la nivelul administrației publice locale pleacă de la premisa Năvodariul trebuie să fie într-o continuă dezvoltare. Și pe site-ul primăriei am observat că sunt numeroase proiecte prezentate acolo, în diverse stadii de derulare, sau unele sau și chiar s-au finalizat. Dar ceea ce cred eu că este important, pentru că tot vorbeam că este o perioadă de criză, este faptul că adesea aceste proiecte s-au putut pune în aplicare fără a afecta foarte mult bugetul local. Adică apelând la bani europeni, bani guvernamentali, încercând să degrevați bugetul orașului Năvodari. Și pentru că suntem la ceas de bilanț, cred că e bine să le spunem locuitorilor orașului Năvodari cam ce a reușit în acest an calendaristic să realizeze administrația publică din Năvodari și ulterior, desigur, ce își propune să realizeze în anul viitor. Aș vrea să începem cu ce s-a realizat și nu vreau să evităm subiecte de genul ce obstacole ați întâmpinat în implementarea unor proiecte sau care sunt nemulțumirile dumneavoastră vis-a-vis poate de birocrație, de legislație, pentru că adesea primarii care s-au perindat prin studioul Litoral TV au venit și au argumentat unele nerealizări ale lor sau unele nemulțumiri exact pe aceste aspecte. Așa este, aș începe întâi prin a spune că o parte, partea de început al anului 2013 am lipsit de la conducerea orașului Năvodari și oricât de bună echipă, aș spune eu că am avut în spatele, echipă care să îmi suplinească toate atribuțiile, așa este viața peste tot, lumea vrea să discute direct cu primarul și nemijlocit, așa se întâmplă și acum. O parte din proiecte au stagnat, îmi aduc aminte și pot să vă dau doar un singur exemplu, construirea de blocuri ANL. În perioada în care eu am lipsit de la conducerea orașului, nu s-a alocaseră deloc fonduri și nu se mișcase absolut nimica. Asta pentru că n-avea cine să facă drumurile Năvodari-București, București-Năvodari. Pentru că lipsea primarul și este suficient. Și pentru că era o ocazie oportună să dirigeze fonduri pentru alte localități. Ulterior, lucrurile s-au reglementat, am
pus presiune pe instituția respectivă, ANL București, și reușim, uitați, să dăm cu mare greutate primul bloc, să-l dăm aproape în folosință. Mai sunt foarte puține lucrări de făcut și probabil în luna februarie-martie o să repartizăm primele 32 de apartamente. Un bloc cu 7 etaje, superb, dar care, repet, construcția căruia au mers foarte, foarte greu. Dar și celelalte proiecte. Știți cum este vorba aceea? Când stăpânul nu e acasă, când, da, când pisica nu e acasă, nu? O parte din ele le-am suplinit și la final de an am reușit să semnăm câteva contracte importante de finanțare, proiecte la care am muncit 4 ani la rând și la care am lucrat zi de zi. Și dacă spun că zi de zi, nu exagerez cu absolut nimic. Proiecte europene foarte complexe, care au cerut aprobări și tot felul de proceduri greoaie, la care, repet, împreună cu consilierii locali, cu aparatul propriu al primăriei, a trebuit să lucrăm zi de zi. Acum au ieșit și vă spun în modul cel mai sincer că în perioada următoare de un an jumate, doi ani jumătate, culegeți roadele acestei cu siguranță. Năvodariu își va schimba fața extraordinar în bine și vor apărea rodul muncii noastre, pentru că la primăria Năvodari am în spate o adevărată echipă. Echipă care știe și de jenă și de frică primarului. Apropo de asta, care de stilul de lucru al unui primar, edil care au fost în invitați în emisiunea Radiografia Zilei, i-am întrebat adesea ce înseamnă pentru ei a fi primar. Cum ar caracteriza, cum ar trebui să fie un om care deține această funcție astfel încât activitatea lui să se vadă. Primarul de la Gigi îmi spunea că ideal ar fi ca în urma ta să lași ceva, deci să rămână ceva. Primarul de la Peștera îmi spunea că se axează foarte mult pe transparență. Dumneavoastră, domnul Matei, pe ce vă axați ca primar? Ce credeți că este prioritar pentru un primar? Pe toate. Mai întâi trebuie să înveț să lucrez cu oamenii. Este foarte dificil să lucrez cu oamenii. Oamenii au temperamente diferite și sunt oameni care îți fac treabă doar dacă se știu controlați. Dar dacă se știu că, domnule, peste 2 săptămâni, o lună, 6 luni, cu siguranță de unde am rămas cu discuția cu primarul, o vom relua și eu va trebui să dau socoteală. Și oamenii știu că eu iert o dată, de două ori, de trei ori. Dacă dar nu uitați. Știu, nu, după a treia oară îi schimb. După a treia oară îi schimb. Dacă nu știu, îi învăț, dacă nu vor, îi oblig, dacă nu, trebuie schimbați. Dar lucrurile astea s-au întâmplat cred că mai degrabă în primul mandat al dumneavoastră. În primul mandat. Acum deja aveți o echipă formată, deja vă învățați stilul de lucru. Și în primul mandat aveam experiența funcției de viceprimar, cunoșteam toți angajații primăriei și vreau să vă spun că nu am avut așa multe probleme, dar cum este, cum se spune și în popor, sacul cu șoricii trebuie să-l mai întorci, să-i mai pui și pe alte funcții, trebuie să le faci dușuri reci, dușuri fierbinți, pe unii trebuie când au realizări, trebuie să găsești, să-i stimulezi într-un fel sau altul, când greșești, trebuie să știe că au greșit și trebuie să fie penalizați. Ne spuneți că este dificil de lucrat cu omul și așa este, pentru că fiecare are stilul lui de lucru, fiecare are percepe lucrurile în felul lui. Ne spuneați în același timp că... Dar am echipă la Năvodari. Exact, în funcție de rezultate sau eșecuri, îi stimulați sau îi atenționați. Dar eu vin și vă întreb altceva. Ați reușit să faceți la Năvodari o echipă care, iată, lucrurile au început să meargă și se și vede în oraș. Ce apreciați cel mai mult la oamenii cu care lucrați? Sau mai bine zis, care sunt pretențiile dumneavoastră pentru cei care lucrează
cu dumneavoastră și pentru comunitate? Majoritatea funcționarilor publici care lucrează la primăria orașului Novodari conștientizează că trebuie să că lucrează în folosul comunității. Și eu le spun că au caracter. Și foarte mulți știu ce au de făcut. De o bună perioadă de timp, deja mă înțeleg cu ei din priviri, cu viceprimarul. Puține orașe au primar, viceprimar care să aibă o relație atât de bună. Dar fiecare a înțeles unde este locul. Deci, dumneavoastră puneți accent pe caracterul omului. Sigur. Asta este foarte important. Bun. Dar Așa am cum sprijin spuneam. și din partea consilierilor locali. Să nu vorbesc într-un ceas rău, dar la Novodari, de la începutul mandatului 2012, nu am un proiect care să fie avut un vot împotrivă. Și, slavă Domnului, avem consilieri și de la alte partide. Avem consilieri și PDL și PNL, avem și un consilier de la Partidul Poporului Dan Diaconescu, consilieri care vin și își depun aportul lor în a mă sprijini. Meritul în fond este al populației orașului Novodari, care la Novodari au votat covârșitor PSD-ul și mi-au dat un consiliu local predominant PSD. Deci am două treimi PSD. Din 19 consilieri, am 13 consilieri PSD. Ceea ce vă Primar, ușurează viceprimar. activitatea, clar. Orice proiect, indiferent cât de dificil ar fi, are voturile Novodărenii asigurate. mi-au dat echipă și le mulțumesc. Și se vede și în oraș. Nu sunt scandaluri la Novodari, cum erau altădată. Altădată erau scandaluri, efectiv. Scandaluri în adevăratul sens al cuvântului, nu. Nu le mai Acum dați sunt. subiecte jurnaliștilor, nu mai Nu. să mai. Acum există înțelegere, există sprijin și de la consilierii altor partide. Și așa cum le-am spus, este și meritul muncilor. Că vin și ei cu puncte de vedere, cu propuneri. Este și meritul meu pentru că am știut să armonizez să fie înțelegere și nu am introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local decât acele proiecte care pentru care am căzut de acord că sunt utile orașului Novodari. Se vede în oraș munca noastră, se văd rezultatele și s-au întâmplat de multe ori să facem ședințe aproape ad hoc, să dăm anumite avize, să dăm anumite aprobări ale Consiliului Local pe proiectele astea care aveau date limite să primească nu știu ce aviz de la nu știu ce instituție și am găsit înțelegere necondiționată din partea consilierilor locali. E vorba și de transparența de care am dat dovadă eu ca primar. E vorba și de abilitatea cu care lucrez cu aparatul propriu al primarului, cu consilierii locali. Asta se datorează, în fond, dacă vreți, și experienței mele în administrație publică, pentru că am fost și eu viceprimar și știu ce pretenții are un viceprimar de la primar și ce așteptări are. Și eu am fost viceprimar și știu ce așteptări și ce pretenții are un E bine viceprimar. când o iei așa de jos și cunoști Cu toate siguranță. etapele. Am fost și eu consilier. Am fost consilier local și am fost consilier în opoziție. Și știu ce pretenții și ce așteptări are un consilier local de la primar, de la executiv. Și mă comport ca atare atât cu consilierii cât și cu viceprimarul. Așa cum spuneam în prezentarea de început, Novodariu a fost cunoscut ca unul dintre centrele economice importante ale Dobrogei în secolul XIV, era cunoscut sub denumirea de Cetatea Media, dar pe vremea aceea era un port dezvoltat cu o flotă pe măsură. Acum viziunea este alta. Iată că recent ați primit statutul de stațiune balneoclimaterică. Cum se face și ce presupune această trecere de la, iată, un port dezvoltat, centru economic, la stațiune balneoclimaterică? Eu sunt un tip foarte sincer, așa cum mi-a spus și colegului dumneavoastră, Vali Coman, nu am știut despre
antecedentele astea istorice ale orașului Năvodari. Pentru că nu sunt nici istoric, nu sunt, sunt provenit în orașul Năvodari, sunt adoptat în orașul Năvodari. Mă bucur ca Năvodariu să aibă istorie și așa istorie veche, importantă. Eu chiar o să încurajez toate aceste cercetări istorice, dacă se impun. Eu știam că în anii 70 Năvodariu avea 6.000 de locuitori. Era un sat de pescari care aparținea de satul, spuneți-mă, Sibioara, care acum aparține de comuna Lumina. Năvodariu, cunoscut de mine, era cel mai industrializat oraș din România pe timpul lui Ceaușescu și spun asta pentru că la o populație de 27.000 de locuitori cât avea Năvodariu în anii 80, de data aceasta, aveau 28.000 de angajați. Foarte mulți locuiau în Constanța. Îl știu ca Năvodariu ca fiind un oraș cenușiu, oraș dormitor al orașului Constanța. Era Năvodariu, când eu lucram la combinatul de îngrășăminte chimice, numărul 3 ca cel mai poluat oraș din România. Pe orașul Năvodari era depășit din punct de vedere al poluării decât de orașul Copșa Mică și de Zlatna. Atâta. Perioada Cred era un că centru industrial. sigur, Și acum, iată, ajunge sigur, stațiune sigur, balneoclimaterică. sigur. Cred De că ce schimbarea năvodărenii, asta? cred că năvodărenii, majoritatea, nu au uitat că în lunile în care, eu știu, erau scăpări de gaze și de pirită, nu vedeai prin Năvodari. Era ceață totală. Cred că nu mulți năvodăreni au uitat când toate casele erau roșii de la pirită. Când, eu știu, tabăra de copii, pe tabăra de copii cădeau nori de pirită cu acid sulfuric. Eu am apucat acele vremuri și cei care ne privesc la televizor îmi dau dreptate. Este o mare realizare, în schimb, că am reușit eu, primarul Matei, să stopez acea construcție monstruoasă de centru, cel mai mare centru de deșeuri industriale periculoase, care s-ar fi vrut să se facă pe platforma fostului combinat de îngrășăminte chimice. Doamnă, nu sunt lipsit de modestie, dar am Năvodăreni, plătit. știu că a dus o luptă acerbă împotriva Am acestei plătit cu intenții. libertatea mea. Nu știu dacă e întâmplător sau nu. În ziua în care am fost, în ziua în care pe portalul Curții de Apel Brașov am câștigat definitiv împotriva acestei societăți. S-a afișat la ora 9. Poate e întâmplător sau nu, dar în acea zi, la 16:30, am fost arestat și am fost luat de pe drumul ăsta care duce la Legma, plimbat prin Mamaia, prin satul de vacanță, așa ca pe timpul Gestapo-ului. Foarte urât, foarte urât. Deci, cu libertatea mea, cu sănătatea mea, am reușit să opresc această monstruozitate. Nu direct, nu direct, indirect. Sunt oameni care au premeditat lucrul acesta. Sunt singurul primar din România care are dosar în instanță de dare de mită. Sunt singurul primar. Nu aveam, doamnă, de ce să dau mită. Și asta doar ca o paranteză. Dar parcă nu este normal când la o întâlnire cu primarii orașelor din România toți se plângeau că au câte două, trei dosare penale, dar în niciun oraș nu se înființa o afacere, nu se înființa o fabrică să mai producem și noi ceva. Păi într-o țară în care toți aleșii locali, toți aleșii, toți primarii de orașe, dar și de localități, au câte două, trei dosare, lucrări penale. În schimb, nu se face nicio investiție. Vă spun eu că sistemul judiciar din această țară e bolnav, e viciat și trebuie schimbat. În vară l-am avut invitat aici pe șeful Serviciului de Management Proiecte din cadrul Primăriei Nevodari și pe președintele patronatului IMM-urilor din Constanța
Și chiar discutam, pentru că la vremea respectivă se lansa proiectul privind înființarea centrului de afaceri la Năvodari. Și eu chiar am spus atunci și domnul Constantin Redea că zic, cred că o să riscați cam multă invidie celor din jur. Pentru că, iată, reușiți să atrageți astfel investitori, oameni de afaceri și dacă, așa cum spunea domnul Gropoșilă la vremea respectivă, administrația locală va ști să stimuleze, să-i atragă pe acești investitori, chiar că veți avea invidie de jur împrejur, așa. Eu cred că într-o societate cu atâta nevoi, invidia nu și-ar avea rostul. Iar într-o eu, societate normală, da, invidia iar, nu și-ar avea iar rostul. Iar eu, Nicu Matei, nu invidiez pe nimeni. Apreciez oamenii care au rezultate și dacă pot, încerc și eu să-i copiez, să învăț de la ei. De ce să invidiez? Dacă Dumnezeu ți-a dat această șansă să administrezi, să conduci un oraș, o localitate, trebuie să îi mulțumești și să îi ajuți pe oamenii care te-au votat și care ți-au dat atâta încredere, care și-au pus atâta încredere în tine. Iar eu la Năvodari am toate motivele, doamnă, că m-au votat. Am avut voturi cât a avut partidul meu în patru orașe mari. 14.456 de voturi. E foarte greu să le mai ia cineva la Năvodari, vă spun. Dar asta presupune și foarte multă responsabilitate și multă muncă. 14.450 de vă voturi. Păi mult. Sunt orașe, multe orașe în județul Constanța nu au populație. Da, Năvodariul s-a dezvoltat foarte mult, a atras foarte mulți noi locuitori, dacă pot să spun așa, mulți s-au stabilit aici sau măcar și-au făcut o căsuță de vacanță. Așa zona este. A devenit foarte atractivă și inclusiv în ceea ce privește turismul s-a văzut că pe panta aceasta se acționează foarte mult. Știți ce mare realizare ca fapt, acum 3 ani de zile riscam, 2 ani de zile, în 2011, riscam ca Năvodariul să devină cel mai mare centru de deșeuri industriale, nu din România, de deșeuri periculoase. Să facem aici un munte mare de deșeuri. Uite, nu am făcut lucrul ăsta, am reușit eu cu năvodărenii, că au fost alături de mine și am făcut, eu știu, acel referendum și ne-am bătut în instanță și am făcut tot ce a depins de noi să blocăm acea situație foarte grea pentru orașul Năvodari. Și astăzi, în schimb, am reușit să facem din Năvodari stațiune balneoclimaterică. Lucrul acesta înseamnă că instituțiile statului, Institutul de Balneoclimatologie din București, de cercetare, din turism, Guvernul României îi dă recunoașterea pe care, zic eu, o merită orașul Năvodari de stațiune balneoclimaterică. Deci tot înseamnă că tot ce s-a construit până acum în turism la Năvodari este, înseamnă că este trainic, înseamnă că este ca o recunoaștere. În același timp, de acum încolo, acest statut dă posibilitatea orașului Năvodari să atragă fonduri europene, dar de ce nu și naționale, cu destinație specială stațiunilor balneoclimaterice. Dar care sunt perspectivele orașului Năvodari de acum încolo și ce proiecte sunt trecute pe agenda de lucru a primarului Nicolae Matei pentru anul viitor, vom afla după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct alături de invitatul meu în această seară, primarul orașului Năvodari, domnul Nicolae Matei, care tocmai ne explicase care ar fi beneficiile pe care orașul Năvodari le va avea ca urmare a obținerea acestui statut de stațiune balneoclimaterică. Și ați spus, amintit aici, faptul că, practic, vor trebui să apară fonduri, atât europene cât și guvernamentale, interes sporit pentru investitori din diverse domenii de activitate. O să o spun eu mai direct. Mai întâi, ordonanța asta trebuia să apară undeva în luna august a anului acesta. E, în calitate de președinte al Asociației Orașelor, toate ordonanțele de guvern și legile care apar în Parlament beneficiază și de un punct de vedere al Asociației Orașelor. Deci pe toate legile îmi dau aviz sau vin cu propuneri.
Aici ați avut un constatând, atu din președintele am Asociației avut un Orașelor. atu și la alte ministere am avut un atu din altă poziție, alte intrări, alte discuții. E, am constatat că și Năvodariu îndeplinește aceleași condiții care le îndeplina, eu știu, Eforie, Mangalia, Amara. Ce ar mai trebui construit concret în Năvodari, astfel încât acest statut să fie într-adevăr corespunzător? Ce Zici, lipsește la ora actuală Năvodariului ca să aibă, să îndeplinească toate criteriile pe care ar trebui să le aibă o stațiune balneoclimatică? mult mai multe locații balneo, evident, dar Vă gândiți în acest sens să odată creați niște căpătat. facilități pentru cei care ar putea să investească în acest domeniu? E posibil așa ceva din partea administrației locale? Păi odată căpătat acel statut, următorul pas este ca în ghidurile pe care se vor scrie, sper eu să termine publicarea ghidurilor de accesare a fondurilor europene în perioada 2014-2020, undeva în luna septembrie, poate octombrie. Așa târziu, alții deja au proiectele făcute Este un pentru termen nou optimist, an bugetar. așa cum lucrează românii. Practic, la 1 ianuarie 2014, aceste ghiduri ar fi trebuit să fie Să existe, scrise exact. Și și proiectele agenții deja economici, adaptate. autoritățile centrale și locale să poată să acceseze proiectele. Dar, pe o parte, este bine pentru că vom face în continuare demersuri să înscriem în aceste ghiduri posibilitatea ca stațiunile balneo să beneficieze de fonduri speciale. Și beneficiind de fonduri speciale, cu siguranță vor veni investitori și la Năvodari să construiască hoteluri cu dotări balneoclimaterice, să luăm apă din mare, să faci tot felul de băi, să luăm nămol de la Techirghiul, să beneficieze de aero solidă pe malul mării, să luăm nămol de la Istria, pentru că am înțeles că acolo e chiar mai bun decât la Techirghiul. Agenții economici de pe raza orașului Năvodari pot să depună proiecte, să se achiziționeze tot felul de aparatură balneo, de tot felul de aparatură pentru tot felul de proceduri. Să ne adresăm, de ce nu, și vârstnicilor și tineretului cu tot felul de locații din aceste balneo. Eu sper că acest statut pe care l-ați obținut acum, ca un cadou așa în avans de la Moș Crăciun, sper să vă ajute să vă îndeplinească un vis pe care mie mi l-ați destăinuit la începutul primului mandat de primar, când Nu v-am mai luat mi-aduc primul aminte. interviu și când v-am întrebat ce vreți în mod special să realizați la Năvodari. Primul lucru pe care mi l-ați spus a fost un spital. Da. Are și nu are treabă spitalul cu Da, dar având stațiunea în vedere că va balneo. crește practic Cu siguranță. populația Doamna Mihaela, și mai ales în este perioada sezonului și nu numai. o mare dorință și conform necesității orașului Năvodari. Este foarte greu. Știu că e un of al dumneavoastră, Este știu că v-am atins și de vădoare, este da. foarte greu pentru primarul Matei să construiască un spital la Năvodari, când în toată țara, inclusiv în Constanța, s-au desființat spitale la Băneasa, la Eforie, nu mai știu. Vreau să-l desfințeze și pe cel de la Cernavodă, cu centrala nucleară Și lângă. Spitalul CFR de la Constanța. În sfârșit, dar în toată țara s-au desființat spitale. Foarte puține au început să se redeschidă, să se reevalueze situația. La Năvodari se impune, pentru că Năvodariu a depășit 40.000 de locuitori. Avem platforma aceasta petrochimică. Oricând, Doamne ferește, se poate întâmpla o catastrofă și ne trebuie un spital aici. Dar, în același timp, nicăieri în țara asta, nicio autoritate locală nu a construit din fonduri proprii spitale. poate reușiți într-un parteneriat public-privat. Am încercat cu olandezi, am încercat cu turci, nu știu, o să mai încerc și cu alții, dar chiar dacă am avea la Năvodari un mare spital, nu știu, poate reușim să facem spitalul ăsta regional, să dăm teren cu utilități și să construiască la Năvodari, de ce nu, unul din cele 8 spitale regionale, care
așteaptă de 5 ani de zile să înceapă construirea. Îmi doresc, este necesar. Vedem, dacă nu am putea spita un centru multifuncțional de sănătate și am promisiunile în sensul acesta de la conducerea Ministerului Sănătății, să facem un centru multifuncțional de sănătate cu, nu știu, un 20 de paturi din astea ambulatorii, dar în general și în România și în lume, să știți că s-a schimbat puțin optica. Stai Să în merge pe spital, prevenție și mai puțin pe mai, să, ve, spitalizare. să Corect. merge mai mult pe prevenție, iar spitalizarea în sine este E scumpă. costisitoare, Stai exact. doar dacă ești imobilizat la spital. În rest, poți să te tratezi și ambulatoriu, stând acasă. Ați început să gândiți capitalist. Ne Occidental un pic. forțează viața. Până una alta avem centru de permanență, încercăm cabinetele de medicină individuală atât cât putem noi să funcționeze, să le mai ajutăm cu câte ceva. Am atins un pic domeniul turismului, am atins un pic domeniul afacerilor, dacă putem să spunem așa, al investițiilor. Iată și sănătatea, dar eu știu că și mulți primari au spus asta. Important este ca pentru a-ți asigura progresul și civilizația unei comunități să ai oameni educați. Informația este esențială pentru oameni, astfel încât să nu mai poată fi transformați într-o masă de manevră de către politicieni, indiferent cine ar fi ei. Și atunci vin și vă întreb, știu că de ani buni dumneavoastră încercați să ajutați tânăra generație, mă refer aici de la preșcolari și până la licei Eu și aș chiar vrea să vă studenți. contrazic și nu mă pot abține De cu ce? masa asta de manevră, cu politicienii care păcălesc oamenii. Nu e adevărat. Să știți că înainte de a fi Matei politician, era om ca și dumneavoastră. Și Dar un om educat, un om cu nu, școală, nu, nu. ceea ce e important. Eu vă spun altceva. Te uiți la fiecare, dacă te uiți la Matei și vezi că așa este și Năvodariu pe ca la podul meu, te uiți la Constanța și la Mazăre și vezi că așa este și Constanța, te uiți la București și vezi că așa este și Oprescu sau invers, te uiți la cum este România. Fiecare oameni își aleg conducătorii după chipul și asemănarea lor, după voința lor. Și de asta vă spuneam că dacă însăși aleșii localităților sunt cei mai blamați, spun hoții, se fură, se minte. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Atâta timp cât populația te pune o dată, de două ori ca primar cu voturi, înseamnă că n-ai cum să-i minți. Cum i-aș păcăli eu pe cei din Năvodari să mă aleagă și n-aș merita. Nu, numai că aici trebuie să Îl facem o păcălești pe diferență. oameni, îi Una e păcălești când îi dai odată, dar omului. să vede în oraș ce am făcut. Exact. Nu, pe asta vreau să spun. Aici trebuie să faci o diferență. Una e când ai de-a face cu șefi de administrații locale care dau peștele și nu undița, ca să e cel mai cunoscut. Și alta e când ai de-a face cu edili care îi ajută pe concetățenii săi să progreseze. Eu nu sunt de acord cu persoanele care spun, Doamne, lumea e proastă, îi păcălește cu un pui și cu, nu știu. Nu e adevărat. Nu e nimeni prost. Nu este nimeni prost. Deci, grosul, Nu e vorba de deci proști, aici e foarte vorba mult avem de de nevoi. învățat. La mine, unde am crescut, era o vorbă. Să spune, Doamne, poți să înveți o faptă bună și de la un om prost. În sensul că un om nepregătit. Un om de la talpa țării. Eu vă spun, dacă vreți și altfel, România este în stare de faliment și Uniunea Europeană este în stare de faliment, că eu personal pe zi ce trece devin eurosceptic total. Repet, nu avem performanțe din punct de vedere economic și să trăim mai bine, pentru că și România, dar și Uniunea Europeană este condusă de copii crescuți în laborator, care n-au mers în viața lor cu piciorul desculs pe pământ, pe țărână. Copii care știu bine una, două, trei limbi străine, care știu să învârtă calculatorul, dar nu știu cum uiță porcul și cum cotcotăcește găina. Nu știu. Și au tot felul Nu de... cunosc viața reală. Nu cunosc viața reală, exact. Vin cu tot felul de fițe din astea de mediu, să facem noi, să... Păi până la mediu, să respecti în totalitate condițiile de mediu, să respecti în totalitate condițiile
de bunăstare a animalelor, că e vorba de câini, porci, găini, condițiile de bunăstare, de viață. Trebuie să le respecti mai întâi pe ale oamenilor. Și s-au ajuns până acolo încât oameni, deci dacă împarți habitatul pe care îl ocupă, nu știu, o găină la mine la fermă, este mai mare decât îl ocupă doamna Mihaela la dânsa acasă. Pentru că o găină are 1,5 kg, ca să vă explic așa cum să pe metru să împarte kilogramul de organism pe metru cub de habitat. Păi sunt persoane care stau într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, 3 sau 4 persoane. Păi împărțiți 20 de metri practic, pătrați. Practic, dați pentru mai multă atenție pentru om, pentru în primul om, rând, exact. Și crearea cu unor condiții optime pentru toate el. Fițele astea vin de la copii din ăștia crescuți în care au și niște vise iluzorii, care nu s-au lovit de viața reală, care nu au crescut să simtă și greutățile, să, nu știu, să meargă într-o curte sau într-o fermă și să ia un haideți purcel să venim la viața în mână, reală să ia și un să pui le dăm în mână. Năvodăreinilor niște vești pentru anul 2014. Și încep cu o întrebare care e pe buzele multora. Dacă în 2014 năvodăreinilor vor avea taxe și impozite majorate? Nu, doamnă. Nu. În 2014 năvodărenii vor plăti aceleași taxe și impozite, care nu zic eu că sunt așa mici, dar sunt mai mici decât, sau mult mai mici decât în alte orașe ale României. Deci năvodărenii în 2014 vor plăti aceleași taxe și impozite. Nu am niciun interes să număresc taxele și impozitele. Așa am avea nevoie de bani, dar ca primar sunt obligat să fac starea localității. Mă obligă legea 215 să analizez. Băi, poate Nea Ghiță, Nea Popescu să mai plătească 10% impozit pe... Veți aplica probabil numai inflația. Și atât, conform legii. Că asta n-aveți încotro. Sigur, 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 sigur. Deci, făcând starea localității, am constatat eu și Consiliul Local că la Năvodari nu se impune mărirea taxelor și impozitelor locale, pentru că oamenii nu ar putea să le plătească. Ce să fac? Să le măresc taxele și impozitele și după aia să le scot casa la vânzare? Nu. Dimpotrivă, noi la Năvodari am ajutat datornicii, la fostul Ecoterm. Am aici preluat vreau să vă toate... întreb, în contextul acesta, în care nu majorați taxele și impozitele... Vreți să mă întrebați? Impozitul. O să spună cineva că avem deci, emisiunea ideea... aranjată. Nu, program, nu, în niciun caz. Programul Ideea Mea, Norocul Tău va continua și în 2014? Da. Și vreau să vă întreb, pentru că este un program care, pe care dumneavoastră l-ați inițiat și este derulat de, din 2011, sper să nu mă înșel. 2 ani de zile. Deci de 2 ani de zile. Vreau să vă întreb cum reușiți să mențineți acest program în contextul în care Năvodariu este unul din orașele cu prețul cel mai scăzut la gigacalorie la nivel național. Și în contextul în care, iată, nu măriți nici taxele și impozitele, este un efort bugetar totuși. Vreau să vă spun un secret, dar sincer. Să știți că... Dați-ne rețeta și altor edili. Acest... Nu vreau să dau sfaturi colegilor mei, deși nu, sunt de mulți colegi din țară sunat, întrebat, cum ai făcut asta, colegi nu neapărat de la... din Asociația Orașelor, dar și de la municipii. Uite, am avut o întâlnire cu primarul de la Slobozia. Deci programul probabil va continua... primarul de la Slobozia ne vede la televizor, că Litoral TV se vede în Slobozia. Și m-a întrebat, Nicule, tu cum faci cu, nu știu, cum ai reușit să le rezolvi problema celor care au case și nu au autorizații de construcții? Lucru pe care eu îl făceam de 4 ani de zile. Am spus cum să rezolvă. Am învățat și eu de la ei alte lucruri, bineînțeles. Deci programul va continua. Programul... La de ce am făcut programul ăsta? Nu, pe mine mă interesează dacă va continua acest program și ce presupune asta ca efort pentru bugetul local. Da, nu reprezintă niciun fel de efort din partea orașului Năvodari. Năvodariu este singurul oraș din România care nu are datorie la CET. 0 lei. Ba, din potrivă, plătim 30% din factura lunii viitoare. Deci, în avans. Deși în 2008, când am intrat primar, fostul Ecoterm avea 380 de miliarde doar la CET. Era pe faliment, da. Am avut curajul necesar, am renunțat la acea societate. Tot ce însemnau active
le-am trecut contra cost în domeniul public al orașului Năvodari, am înființat o nouă societate, ne-am asumat răspunderea și am plătit pentru toți abonații sistemului de termoficare, a plătit primăria și asta a însemnat un efort financiar de 15-20 de miliarde de lei să plătești în contul oamenilor și apoi am luat banii de la oameni. Iar făcând încasările prin taxe și impozite locale, vă dați seama că nu scapă nimeni. La Ecoterm plătea cine vrea și cine nu vrea. Exista o taxă, nu știu. Practic, programul a stimulat cetățenii să și plătească. În același timp, trebuia să-i stimulez pe abonații sistemului de sistemului centralizat la încălzire, la termoficare, trebuia să-i stimulez să plătească. Și am venit cu această scutire lunară prin rotație. Deci se trage la sorți care să fie scutit. Și scutim 250 de apartamente, participă doar cei care nu au câștigat niciodată prin rotație și 50. Deja știu, știu toată procedura. Deci a trebuit să-i stimulez să plătească ca să putem și noi să plătim mai departe la CET. Vreau să vă spun că înregistrăm, deși încasăm 186 de lei pe gigacalorie, un preț, am văzut, Buzău are 180, mai sunt și alte localități, alte orașe care au un preț poate mai mic, dar majoritatea au dublu prețul la încălzire. Bun. Pe scurt, pe final de emisiune, care sunt prioritățile pentru 2014 ale primarului Nicolae Matei? Păi, mai întâi să... 2014 va veni, nu știu, așa cum spunea viceprimarul. Dom'le, s-a răsturnat căruța cu proiecte. Așa este, munca noastră a ieșit la, o să iasă la iveală și o să începem proiectele astea foarte importante pe fonduri europene. Trebuie mers ca pe sârmă, pentru că toate aceste proiecte necesită cofinanțare, necesită respectarea tuturor procedurilor. Ori dacă greșești, riști să primești corecții financiare care pot chiar să falimenteze un oraș. Accesând proiecte așa de valori mari, de 60 de milioane de euro, trebuie să le plătești, să respecti. Deci proiectele privind centrul de afaceri, piața pescărească... Păi vi le spun. Cantina socială am terminat-o. Care sunt definitiva deja. Drumul dintre Năvodar și Mamaia, pe 7-8 ianuarie voi da ordinul de începere a lucrărilor. Centrul de afaceri, centrul de agremente, deci Aqualand-ul, amenajarea malului mării pe 6 km, deci un fel de faleză cu lampadare foarte frumos, care la rândul lor aceste investiții vor atrage alte investiții private. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică? Ăla e un proiect micuț, simbolic, da. Dar ecologizarea și amenajarea malului lacului Tașaul? E încă în discuții, nu sunt sigur de proiectul ăsta, dar tot la fel de 3 ani jumate lucrăm la el și apar tot felul de avize. Avem ceva diferent cu o instituție a statului acolo. Mai avem încă un proiect, încă un parc în trebuie să anunțăm câștigătorul. Piața de pește, am făcut demersuri să intrăm partenerii pe lângă Consiliul Județean. Așteptăm răspunsul de la Consiliul Județean, văd că întârzie, dar dacă se vrea să se facă la Năvodare acest port pescăresc, trebuie să se știe că trebuie să ia și Năvodare ca partener, altfel nu se va face la Năvodare, să se facă la, nu știu, în altă parte, dar nu la Năvodari. Dacă se face la Năvodari, trebuie să fie acționar și orașul Năvodari. Asta să înțeleagă toată lumea. La fel, și în sensul acesta așteptați un răspuns de la Consiliul Județean. Sigur, AMPA ne-a dat acordul și asociațiile astea de pescari. E normal, vrei să construiești ceva la Năvodari, trebuie să găsim soluții ca să câștigăm fonduri, adică bani, nu numai din taxe și impozite, și din participațiune, așa cum am făcut și în altă parte. La fel, acum 2 săptămâni am semnat un proiect foarte important pentru orașul Năvodari, să montăm 3750 de stâlpi de iluminat, de lămpi, care
Sigur, regenerabile. lămpi de iluminat pe panouri fotovoltaice, deci practic acele panouri absorb energia solară, le magazinăm într-un acumulator special și toată noaptea vor lumina fără ca orașul Năvodar să plătească asta de economie la buget. Curent și Năvodarul va fi Sorcova. Avem foarte multe investiții și din bugetul local. Se va mai construi încă un bloc ANL. Ne pregătim să depunem alte proiecte pentru perioada asta 2015, spun eu 2020. Drumul dintre Năvodar și Ovidiu, nu știu, cred că am omis, cu sensuri giratorii, cu iluminat public, cu pasaj la nivelul mării, străzii mării cu bulevardul Năvodar. Deci sunt proiecte foarte, foarte importante care vor veni să umbrească tot ce s-a făcut până acum la Năvodari. Năvodariul va atrage de la an la an foarte multe investiții și private. În următorul an, la Năvodar se vor construi încă 3 sau 4 hoteluri noi, resorturi. Avizăm alte puzuri și le facem organizat, nu haotic, respectând în primul rând toate condițiile care se impun din punct de vedere urbanistic și arhitectural. Am dimensionat toate utilitățile publice pentru o dezvoltare de 35-40 de ani a orașului Năvodar. Deci aveți o strategie mai îndelungată decât Agigi. Agigi avea o strategie de dezvoltare pe 10 ani, asta aveți pe 35-40 de ani. Sigur, trebuie să știm ce se va construi între Năvodar și Constanța în următorii 50 de ani. Deci am dimensionat conducta de gaze, de apă, de canalizare, de curent electric, drumuri, parcări, pentru toate aceste dezvoltări urbanistice și, în primul rând, turistice. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Vă doresc în primul rând multă sănătate ca să puteți să duceți la final tot ceea ce v-ați propus pentru anul viitor și nu numai. Sărbători fericite. Sărbători și fericite. Din partea mea. Crăciun fericit tuturor telespectatorilor Litoral TV. În primul rând năvodărenilor mei. Îi sfătuiesc pe toți să petreacă sărbătorile creștine. În primul rând cu mai mult spirit creștin și cu mai puțin spirit doar comercial. Este bine. Eu vă doresc sărbători fericite, oameni adevărați în preajma dumneavoastră, asta mi-o doresc și mie. Tuturor telespectatorilor, un Crăciun fericit, un an bun, cu tot ceea ce vă doriți, cu liniște, cu dragoste, cu oameni adevărați și sinceri alături de dumneavoastră. Și tuturor colegilor mei le mulțumesc pentru provocarea pe care mi-au dat-o în acest an de a prezenta această emisiune. Le urez și lor sărbători fericite și până la anul când ne vom revedea, toate cele bune!